Costin, felicitări în primul rând. Cum te simți în acest nou rol de selecționer Under 20 al României? Sunt în primul rând fericit și emoționat. E o experiență nouă pentru mine, inedită, de la care am doresc să fac cât mai multe lucruri bune. Vei fi pentru prima dată în rol de antrenor principal. Cât de multe lucruri ai învățat din postura de antrenor secund și cum va fi această nouă provocare pentru tine? Am deja o experiență de 5 ani de când activez ca și antrenor secund și am considerat că e momentul să fac acest pas. Am învățat foarte multe lucruri. Marele avantaj că am lucrat alături de un antrenor foarte valoros și experimentat ca Dan Petrescu. Asta cu siguranță mă va aștepta și în cariera mea. Repet, nu va fi ușor, dar sunt convins că am capacitatea de a pune lucrurile pe făgașul normal. Ai fost coleg de generație la licența pro cu alții foști fotbaliști care au fost selecționeri la Naționalele României. Printre ei Mutu, Rădoi, Bratu. Ce lecții ți-au oferit ție experiențele lor pe care le-au avut ei la echipele naționale? Da, am trăit o experiență frumoasă împreună la licența pro, am învățat multe lucruri, am comunicat foarte mult și știu de la ei din acea perioadă că nu va fi ușor, asta e clar, va fi mult de muncă. Nu e o muncă de zi de zi, practic de teren, dar contează alte calități și faptul că va trebui să urmărim un număr mare de jucători mă face să mă autodepășesc și să caut tot timpul soluții. Care a fost mesajul pe care ți l-au transmis directorul tehnic FRF, conducerea FRF? În primul rând, mai ora baftă, ca împreună să avem o colaborare bună și să avem rezultatele pe care ne dorim. Și și-au declarat toată încrederea și tot disponibilitatea în a face lucrurile să meargă bine împreună și vreau să le mulțumesc și eu pe această cale pentru încrederea acordată și pentru funcția pe care voi evolua în continuare. Ca antrenor secund ai fost implicat zi de zi în viața echipelor la care ai fost. Așa cum ai spus și tu, rolul unui selecționer este inedit din acest punct de vedere pentru că poți lucra cu jucătorii doar un anumit număr de zile într-un an sau într-un sezon. Cum vei gestiona această situație? Cumva nouă pentru tine. Da, îmi place foarte mult să mă implic în viața aceasta de antrenor de zi cu zi, dar faptul că va trebui să urmărim în principiu mai mult jucătorii, să merg la meciuri, să particip la antrenamente, mă va face să-mi placă și acest lucru cu siguranță. Am în plan să urmăresc tot ce mișcă în fotbalul românesc, la toate nivelurile și să putem să creăm un nucleu și să aducem anumiți jucători care mai departe să poată face pasul la Under 21. Despre aceste cote de jucători care sunt și la Liga 1 și la Liga 2, ce părere ai? Adică bănuiesc că îți vor face un pic viața mai ușoară în selecție. Sper să avem jucătorii necesari care să acopere practic cele trei loturi angrenate în aceste competiții. Știți că prioritar este Under 21, o să am o relație foarte strânsă cu Daniel Pancu și vom face împreună alegerile. E clar că ei vor avea prioritate, dar el mă poate ajuta, Daniel mă poate ajuta foarte mult din propria experiență și din ceea ce s-a întâmplat anul trecut la Under 20. Ai apucat să vorbești cu Daniel Pancu până acum, fostul selecționer în Under 20? Am vorbit puțin, da. Urmează să ne întâlnim și în cursul zilei de astăzi. Și plus că ne cunoaștem așa ca și încă ceva inedit. Daniel Pancu și-a început cariera de antrenor secund la voluntari, unde eu eram încă jucător. Așa că ne cunoaștem de atunci, am comunicat destul de mult. Apropo de Daniel Pancu, fostul selecționer Under 20, a făcut pasul către echipa mare, echipa mai mare, să zic, Under 21. Ce obiectiv ai tu pe mai departe? Ți-ai setat un astfel de obiectiv în carieră? În general trebuie să setezi obiective mărețe, asta fac și eu și încerc să obțin maximum de la cariera mea. Sper să fie doar un început și pe viitor, prin evoluția mea, să reușesc să mă dezvolt și să ajung la un nivel cât mai înalt.
Vei lucra mai mult cu jucătorii de atac, poziție pe care ai jucat și tu? Îmi place mult atacul, e adevărat, îmi place mult atacul, dar în această funcție de antrenor secund chiar am fost nevoit mai mult să lucrez cu linia defensivă și am organizat mai mult defensiv echipele, dar e bine pentru că astfel pot cunoaște, adică de fapt cunosc ambele zone și mă pot descurca atât ofensiv cât și defensiv. Ce stil de joc va avea echipa pregătită de Costin Curelea? Eu sunt un antrenor curajos de fel, un antrenor căruia îi place să dea încredere jucătorilor, să îi susțină foarte mult, dar tot într-un cadru foarte disciplinat. Asta este regula numărul 1, disciplina, apoi vom vedea de acolo pleacă lucrurile și să sperăm că o să reușim să facem o echipă competitivă. Cel mai valoros lucru pe care l-ai învățat ca antrenor și la care nici nu te gândeai atunci când erai jucător? Ai putea spune ceva? Mi-am dat seama că stresul, în primul rând, este mult mai mare și faptul că nu depinde chiar totul de tine în anumite momente este mult mai, te consumă mult mai mult. Așa, ca jucător, aveai grijă de tine, dacă tu te simțeai bine, încercai să faci maxim și reușeai să faci lucrurile așa cum îți doreai, era mult mai simplu. Ca antrenor trebuie să ai grijă de mult mai mulți oameni, mai mult de muncă, nu se oprește niciodată această meserie, nu ai pauze deloc, de dimineață până seara nu mai fotbal. Ai evoluat la Naționala de Tineret, ai și o selecție la prima reprezentativă. Care ar fi așa top 3 amintiri inedite pe care le ai în tricoul naționale? Top 3. Cel mai emoțional lucru, așa să zic, a fost debutul meu la Under 21. La primul meci în care am evoluat, am reușit să și marchez împotriva Olandei. Lucru care m-a făcut foarte fericit la momentul respectiv. Chiar am fost jucătorul care de fiecare dată când a debutat la Liga 2, la Liga 1, la Under 21 a reușit să marcheze. Plus, când am fost selecționat la prima reprezentativă de către domnul Victor Pițurcă, a fost o surpriză plăcută pentru mine. Nu mă așteptam, mai ales fiind evoluând la Sportul Studențesc, o echipă care atunci nu era în prima parte a clasamentului. Și faptul că am întâlnit jucători pe care nu-i văzusem decât la televizor, sincer, m-a făcut să mă simt mult mai bine, mult mai încrezător în propriile forțe și să chiar îi urmăream foarte de aproape pe Mutu, pe care știu că a fost atunci în perioada aia, a mai fost Ama și erau jucători de foarte mare valoare. Și așa, în afara terenului, cu cine apucați să relaționezi mai mult? Cu cine te înțelegeai mai bine? Poate, adică și la tineret, mă refer, nu neapărat la... Am legat multe prietenii în acea perioadă, pe care le menținem și acum. E adevărat, nu avem relații foarte strânse, dar de fiecare dată când ne întâlnim sau ne auzim la telefon, depănăm cu drag amintiri. Plus că acum m-am întâlnit cu unii dintre ei chiar și în federație și cu toți suntem implicați în fotbal și asta mă încântă. În final, ce îți propui în aceste meciuri din Elite League Under 20? În fața unor adversari, după cum știm, puternici din Europa. Da, de când m-am hămat la acest lucru, la acest post, am știut că nu va fi ușor, știu că avem niște adversari de calibru și poate mult mai puternici pe hârtie decât noi, dar îmi doresc să reușesc cumva să-mi impun principiile, să reușesc să creez un nucleu de jucători care mai departe să facă pasul către echipa de Under 21, să descoper alți jucători și să reușesc să le dau acea încredere și acea libertate, între ghilimele, în teren pentru a-și îmbunătăți evoluțiile și să poată să ajungă mai departe la următorul nivel.